În episodul anterior din Evoluția Lumii, am plecat din peșteră și mi-am făcut propria casă, unde voi fi ferit de oamenii din celălalt trip cu care ne-am întâlnit și am discutat. Însă, între timp și-au făcut și ei propriile lor baze, pe care le vom spiona în acest episod ca să înțelegem mai exact cine sunt ei și cum am ajuns aici. Haideți să vedem cum a început Evoluția Lumii. Simt că ceva se întâmplă. Vreau să merg să văd ce este mai exact cu acei oameni. Vreau să merg să văd care este... Treaba cu acești oameni, să văd ce au făcut până acum, să-i spionez. Hei, salut! Bine v-am găsit din nou. Ați găsit ceva? Păi vreau să merg în explorare acum, vreau să mergem la ceilalți oameni care au venit din portal să vedem care este treaba cu ei mai exact. Să-i spionăm mai exact. Bă, la demoni vrei să zici. Da. Demoni. Ar fi o idee bună, dar ai vreo idee unde s-au dus? Că eu de atunci nu știu unde au plecat. Din câte știu... Am văzut niște foc și niște fum care ieșea în sus din capătul celălalt al pădurii, dar nu știu exact unde, așa că va trebui să căutăm. Da, va trebui să așteptăm să facă dimineață, că a început și ploaia și cred că dis de dimineață ar fi o idee bună să mergem, că acum nu cred că vremea ne ajută. Păi spune să ne culcăm aici? Spune să ne culcăm până dimineață să așteptăm? Da, haideți și revenim dimineață. Am o propunere pentru voi. Ați fi de acord să-i sabotăm? Sunteți de acord să le luăm toată mâncarea? Da. Pentru că nu știu exact care e treaba cu ei și da, mi-e frică să nu devină prea puternici. Da. Orice mai întreba pe mine în momentul de față și e vorba de mâncare, fac orice. Ok. Sunt lihnit. Deci s-a făcut. Mergem și dacă găsim mâncare, le luăm totul. Dar sub nicio formă, sub nicio formă nu le spunem că noi am fost. Trebuie să avem un plan bine pus la punct atunci. Ok. Atunci haideți să vedem ce este mai exact acolo și după facem un plan, curăm un plan, da? Noi mergem bine? Că nu știu. Da, înainte. Trebuie să ajungem undeva. Cred că era mai în stânga pe aici. Nu știi că vrei papagal? Da, uite, doi. Hai, așteptăm aici până ți-l faci. Uite, uitați! voi vedeți construcția aia de sus de pe munte? Nu. Sunt în apă aici jos. Stai că ne urcăm acum. Luați-o după mine, luați-o după mine. Pe aici. Uitați o casă aici. În stânga. A, cui e asta? Ok, și un turn. Ce? Bă, dar oamenii ăștia n-au stat degeaba. Dar mie să nu fie acasă. Mai încet. Se pare că au făcut ceva pe aici. Uite, okay. Și o casă în copac acolo. Aveți grijă, poate ne vede. Eu zic să mergem în turnul ăla de sus, să vedem de acolo care este treaba mai exact. Dar mergem încet ca să nu atragem atenția. Ok, nu cred că pe aici să urcă. Nu, tu urcai pe cadran. Doamne, să nu fie nimeni aici. Dacă e cineva, să rimpe. Okay. Ok, e liber. Mamă, uitați ferma. Asta am văzut și eu acum. Cred că ăsta este locul lor de întâlnire și aici este ferma lor de bază. Cel mai probabil, pentru că văd mai multe case aici în zonă și cred că s-au cam strâns toți la un loc. Cred că da. Uite, au case peste tot în... Cum abordăm situația? Nu vine să cred că zic asta, dar e minunat. Arată minunat. Da, știu, dar... Luca! Da, nu mă așteptam să fie așa de mare distanța de acolo de sus până jos. Da, știi care e partea interesantă? Am căzut și eu după tine. Ha, da? Da, eu am văzut niște picioare rupte. De aici. N-am picat până jos. Da, deci n-ai fost prost ca mine, am înțeles. Vino aici sus, că aici era ultima dată. Ok, stai că urc la pui acolo sus. Deci, care este planul într-un final? Băi, eu zic așa, fiți atenți, vedeți pomul ăla mare de lângă? Părerea mea e să-l dărâmăm pe fermă ca să nu-și dea seama că noi le-am furat ferma. Că așa, dacă nu facem nimic, își dă seama că e ceva sabotat. Accidental. Asta ar fi părerea. Deci să arată accidental, ok. Dacă noi am dărâmat pomul acela peste fermă, putem să luăm toată recolta și ei vor credea că nu mai au mâncare pentru că le-a căzut pomul pe fermă. Că știți că aseară a fost oricum furtună. Da, corect, da. Da, asta păi stai că asta... Asta e cel mai bun plan. Asta chiar e o idee foarte bună. Păi da, am o altă întrebare.
Ne limităm doar la fermă? Sau la tot ce găsim aici de mâncare? Luăm absolut tot, nu le lăsăm nimic. Dacă voi vedeți ce au construit ei aici, trebuie să-i facem să fie la mâna noastră. Și am o idee. Ei vor fi mai mulți, va trebui să băgăm râca în ei, să se certe între ei. Așa că dacă luăm mâncarea, ei clar o să ne trebuie și pe noi. Dacă era știți doar... pe băiatul ăla care nu mai știa, care și-a pierdut memoria? Da. Da. S-ar putea că să ne jucăm puțin cu el, ca să, de fapt să ne folosim puțin de el, să băgăm râcă între ceilalți. Păi asta zic, dacă eu să vină să ne întrebe, da? Dacă ne-a luat mâncarea. Dacă era doar ferma, mai zicea, dacă ne-a luat toată mâncarea, o să ne întrebe ce s-a întâmplat, dacă a luat-o noi. Și o să spunem că nu, poate este unul dintre voi. Înțelegi? Și o să se certe între ei și poate unul dintre ei cândva, dacă reușim să vedem cine este cel care ei cred că este suspicios, poate putem să-l atragem de partea noastră. Da, din câte observ, nu cred că este nimeni pe acasă, cred că sunt plecați. Ar trebui să ne mișcăm puțin repede. Păi atunci, haide. Ok, o ferma de găini. Îți dai seama că trebuie să ne băgăm nasul și pe aici. Zici? Să le lăsăm măcar două? Da. Luăm tot ce putem acum când nu suntem acasă. Exact, asta era și părerea noastră. Asta am zis și noi. Eu zic că dacă am dărâmat pomii ăștia doi, unul să-l dărâmăm pe fermă și unul pe ferma asta de pepeni, eu zic că ar fi perfect. Băieți, pomul ăsta cred că e perfect. Cred că este cel mai mare pom din zonă și le pică și pe casă și pe fermă. Deci ăsta ar fi planul perfect. Da, le ruinăm o mare parte de muncă. Așa nu o să creadă absolut deloc că am fost noi. O să zic că este cauza naturală. Plus că din câte vedeți e și puțin tăiat, deci nu avem foarte mult de spart la el. Perfect. Păi hai, atunci ce mai așteptăm? Perfect, o să moară de foame. Hai băieți. Cade! Bă, băieți. A fost greu, dar... Bă, nu știu, mie îmi place exact cum arată, nu o să-și dea seama niciodată. Le-am lăsat câteva bucăți de greu, ca să nu pară că le-am luat totul. Eu zic, e ok. Da, este ce trebuie. E planul perfect. Hai să mergem înainte să vină, că aparent n-au venit. Aparent furtuna pe ei nu i-au speriat sau au rămas pe undeva blocați pentru o peșteră. Dar eu zic să trecem repede la treabă și să ne cărăm de aici. Da, nu știm când se pot întoarce, așa că hai să mergem. Parcur! Ok. M-a speriat un pic. Sari! Hai, vacă! Hai, vacă! Fără frică! Hai că poți! Putem să găsim o metodă mai ușoară, dacă nu vrea ea, mergem noi la ea. Vrem noi, nu? N-ați văzut nimica? Deci, mergem să mai vedem dacă mai au mâncare pe acolo și tu te duci să iei vacile, da? Păi cred că doar astea două sunt de ajuns. Păi ok, tu ia vacile, mergem să vedem. Hai dacă mai au ceva eu, de mâncare. Hai că eu plec eu înainte că eu o să am drum lung cu vacile astea până acasă. Bine, mult succes. Bă, dar nu să mă întorc, mă, că s-a făcut. Oh! Acum am ajuns. Ați ajuns acum. Și voi. S-a făcut noapte și credeam că ați rămas pierdut în pădure. Nu, de alta, dar și găinile astea nu prea au fost cooperative. Ați adus cu voi. Nici nu eram departe să ne pierdem. Sincer, am trecut. Aici lângă văcuțe. Hai. Dar mai am, după care am mai avut doar un fens. O să fac eu o fermă mai mare și de wheat și de toate cele. În cazul în care ei vor vrea de la noi. Păi hai să facem atunci o fermă cu de toate. Eu am găsit două găleți tura trecută și am putea să facem o fermă destul de măricică, dacă vreți. Ok, stai să-mi fac și eu o sapă. Uite, gen pe aici jos mă gândeam, toată partea asta să o curățăm și să facem zona asta. Da, da, e chiar o idee bună, dar haide să ne apucăm să luăm copacii la topor atunci. Am început alături de Alin să defrișăm pădurea întreagă pentru a face loc fermei, ceea ce ne va trece la următorul pas al planului. Iar la final, ne-am întâlnit încă o dată să discutăm. Am făcut destul de multe progrese azi. Ne-am dus și la fermă. Am luat tot ce am putut de la oamenii aceia. Am făcut ferma noastră eu și cu Alin. Văd că și tu, Xilinașul, ai făcut un drum. Ia să vedem ce drum ai făcut, că nu chiar, nu prea l-am văzut exact. Încă nu e gata, dar... Păi oricum, mai este de muncă, da. O peșteră și am zis că putem trece prin ea ca să nu mai trebuiască să ne scăpăm de copaci. Arată chiar interesant. Chiar îmi place, sincer. De tare, Nu, cum e în viață. Găinile n-au voie aici. Așa? Foarte interesant. Da, mai trebuie să tai niște copaci pe aici, o, da, v-ați
v-ați permis? Păi am făcut și noi o fermă. Păi n-am avut provizii de aia. Și încep să crească toate lucrurile. Nu este gata, mai este de făcut o grămadă. Mai este un... Păi atunci fii atent, te ocup tu, Luca, aici în continuare. Ok. Eu o să mă duc, am văzut acolo că avem o insulă. Vreau să fac un mic podulez până acolo, să-mi fac acolo o zonă de pescuit, ca să prindem și niște pești. Ok, și Xilanșul termină drumul, nu? Okay. Ce mai de făcut pe acolo? Păi gata, ne-am făcut task-urile, succes băieți. Ne auzim mai încolo. Succes și vouă. Ne auzim la cină. La cină, bine, hai, pa băieți. După câteva zile de muncă, ferma noastră era într-un final gata. Aveam acum hrană și animale cât cuprinde. Ne-am făcut armuri de piele și câteva steaguri ca să ne afișăm distincția ca trib. Următoarea etapă a planului nostru era pe cale să înceapă. Trebuia să corupem o persoană să ni se alăture și cred că știm exact cine avea să fie ținta. Ce s-a întâmplat aici? Dar ce avem aici? Cineva o duce, vine peste un acu plin. Deci, am făcut ferma asta, are să vă arăt înăuntru. Avem de toate. Știți că avem vacile de la băieții aia, da? Da. Am un cadou de la ele, o să vă arăt imediat. Pentru voi și am făcut rosii de oile astea. Găinile le-am pierdut pe drum. Acum găinile alea se află într-un chest, câteva dintre ele. Aici aveți tot ce trebuie. Aici pot să văd că a fost un băiat care a crezut că este prietenos cu mine, că sunt prietenos și n-a sfârșit bine. Dar pare rău pentru el. Sincer, hey, nu? Ia. Ce? Da? Salut, salut. Hey, salut. Salut. Ce faceți? Uite, ne bucuram de ce am reușit să strângem de mâncare și așa mai departe. Da, am văzut că aveți pe aici foarte multe. Poți să intru înăuntru? Sigur că da, intră, intră. Da, ok. Nu trebuie să te descalzi. Ești singur, n-ai oricum. Ok. Am venit aici că aș avea nevoie de niște dovleci și baloți de grâu. Baloți aveți de grâu și dovleci? Ok, atunci pe aia se vede. Ce dai la schimb? Ce să vă dau la schimb? Ați vrea, uite, niște pește? Da, eu vreau pește. Eu oricum mă ocup cu pescuitul, peștele. Uite. Păi uite acolo, trei pești ajung. Eu am o părere mai bună, sincer. Am o idee mai bună. Decât să te vinzi așa pe doi pești, eu zic că mai bine să-ți cerem un favor mai încolo. Bine, dacă... Dar eu tot păstrez pești. Ok, gata, ești fără pești, acum ne pare rău. Mă simt furat, dar... Uite, îți dăm și altceva în plus, ok? Uite. Bine, hai să văd ce... Deci, în primul rând, poftim. Mamă, haine, nu o să mai fie frig. Haine noi. Dacă ai ști cât frig am îndurat noaptea trecută, cât am pescuit. Și noi am avut niște nopți până am făcut rost de vacile astea. Am înțeles. Baștani. Să știți, v-ați descurcat bine, mai ales că aveți niște case așa mari. Da, e puțină muncă toate, aici. Fie între noi, ne-am inspirat de la ceilalți. Am înțeles. Păi știi care e faza? Mă uitam că nici eu n-am atât de mare casă și-s puțin invidios, dar încă nu știu. Păi să vă înțelege, noi suntem trei, chiar dacă la noi am muncit doar unul, dar suntem trei. Da, am avut susținerea lor care m-a ajutat enorm. Dar stai, n-aveți dovleci? Vrei dovleci? Da, nu, n-aș vrea să mă fac fermier acum. Am niște treste de zahăr numai pe casă și cam atât. Au, ok, mi s-a dus. Vezi că te înțeapă asta. Da. Ok, poftim. Da. Cât ți-ai nevoie? Stai că am luat ceva și să nu... Nu, poftim, ia, e doar a tău. E un mic cadou că... Așa. Pentru favorul pe care vă cere mai încolo. Și încă un dovleac, așa. Poftim. Doi din partea acasă, unul să-l pui și pe cap dacă vrei. Alin... Cred că așa. Da, eu i-am luat în greșeală. M-a cam luat puțin valul. Da. Mulțumesc, apreciez. Aș mai avea un cadou pentru tine, înainte să pleci. Prea multe cadouri, da, spune. Nu, chiar insist. Ai venit singur? Da, am venit singur că unde am văzut ceilalți? De pe cealaltă parte. Nu știu, nu i-am văzut de ceva zile. Stai aproape de noi. Da, v-am văzut de pe celălalt mal. Uite, un mic token al recunoștinței noastre este un banner. Să-l porți cu încredere. Nu ai de unde să știi când o să ai nevoie de el, dar să ai mare grijă, ok? Dar voi nu stați împreună? Nu, eu stau în partea aia pe plajă. Liniștit, m-am pus lângă... Interesant. Dar tu-i cunoști pe ei, nu?
Adică... ei așa zic, acum nu știu exact. Luca. A, da, nici nu știu ce să zic. Mie mi se par mai dubios și de sincer. Tu par mai de treabă. Ce cadou? Orice mai dai un cadou. Ok, mi se șoptește în cască să mai dau un cadou. Așa că în timp încă ce... unul. Da, în timp ce mergeam ieri, am găsit ceva în explorarea mea. Am găsit această undiță. Oh, este o undiță mulțumesc. Magică și vei aduce de două ori mai mult pești decât te-ai adus înainte. Da, 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 că am auzit că ești pescar. Da, păi stau acolo singur ca un pusnic pescar. Da, eu te-am mai văzut de la mine, de acolo, de la pescărie, te-am mai văzut pe tine pescuind și... Da, cred că meriți această undiță. Am înțeles. Păi mulțumesc frumos de cadouri, o să plec până nu vă răzgândiți. Succes, zi plăcută, pa, pa. Succes, la revedere, la revedere. Toate cele bune. Baftă. Ah, by the way, vă place cum am pus aici casca asta? Mi se pare foarte... harta asta? Mi se pare foarte simpatică. Da, arată super și mecher. Nu, uite, arată casa noastră, așa spune. Cu cadourile pe care le-am dat acum, el a zis că este singur. Exact. Și că nu prea-i cunoaște. Cadourile pe care le-am dat, cred că putem să le aducem ușor, ușor de partea noastră. Ar fi o idee bună să mai aducem pe cineva, pentru că ei sunt deja mult mai mulți față de noi. Așa că ar trebui să aducem pe cineva să fim siguri că suntem măcar egal. Ușor, prima oară să-l cumpărăm pe el de tot. Deci cadourile astea oricum, cred că l-au dat pe spate. Oricum și-a făcut o impresie bună. Acum am niște cadouri pentru voi, pentru că am spus că vă fac niște cadouri. Poftim. Vrei și până să ne cumperi? Nu știu ce ți-am dat până acum. Cred că ți-am dat prea multe. Nu, după mine m-ai îmbrăcat cu totul. Dar mulțumesc pentru haine. Ah, ok. Sincer, acolo la mine în casă. Zi. Oh, mulțumesc. De fapt, în casă, acolo la pescărie, cam înghețam de frig dimineața. Știți că noi pescari și mai devreme să tragem la pește și dimineața pe la 4 așa mai bătea vântul. Da, ți-am pus și ție, ți-am dat și ție o cască. Băi, da, vreau să ne vadă pe noi ca o entitate, să fim ca un grup. Înțelegi? Și am ales că culoarea asta este destul de bună. Negru este o culoare neutră, noi nu le vrem rău și nici ei nouă, sper. Și de asta am ales negru. Și am pus și niște steaguri. Ca să ne putem camufla noaptea. Exact. Și să ne putem impune un pic prezența pe această planetă, pe această lume. Ai zis că ai făcut un doc, Alin. Puteți să-mi arătați și mie docul? Și am văzut Silenașului că ai făcut un drum aici foarte mișto. Chiar am terminat îmi place maxim cum arată. Da, ok. Ăsta e podul. E un pod. E un pod. În primul rând e un pod. Da, atât. Un pod. Da. Deci face treaba, nu? E util. Da, ca să nu mai notăm. Bahoi does not approve. Bahoi n-ar sări de pe el. Asta e testul podurilor. Da, și aici putem pescui, doar că eu nu mai am undiță acum, că mi-ai spus să-i dau un cadou, că altfel pescuiam cu tine, dar... Lasă că e bine că i-am dat un cadou. Deci undeva acolo în zare, îl văd eu mereu când ies dimineața, mai dă-i la pește. Și cred că l-ar încânta foarte mult un cadou din partea noastră, pentru că oricum noi mai avem nevoie... de niște oameni, că ei sunt mai mulți. Vrem măcar să avem siguranța că cândva, dacă va fi nevoie de scandal sau de bătaie, să avem pe cine să chemăm. Exact. Bă, dar ce se aude așa? Bună ziua. Bine ați venit. Română. Oh my god. Bine ați venit. Nici nu știu ce să zic. Salutare. Adică, păreți cam... Prietenoși? Sunteți vikingi? Nu, nu suntem vikingi. Poți să spui și așa. Suntem și prietenoși, dar cred că suntem prietenoși, că îl cunoaștem pe cineva dintre voi. Cum și, fapt, ne cunoașteți pe toți, what the hell? Da, dar în cineva avem încredere de aici. Și în mine, mamă, ce mă bucur, prieten, să vă văd. Și în mine, vai, mulțumesc. Toți. Cred că știm despre ce vorbiți, adică Blushman, nu? Băiatul cu armură roșie? Da. Poate. E ajutorul vostru. Nu. Poate. I-ați dat armură roșie și... Nu știu. Băieți, fugiți. Grijă. Ce chestia aia? Nu. Scuze, am tras în Alin cu săgeata, îmi pare rău. Mai lovi puțin engleză. Ok. Ok, băieți, fiți atenți. Sunt foarte gălăgioase oile astea, putem să mergem mai încolo?
Sigur că da. Dar aici sunt vaci, deci... Dar haideți înăuntru, haideți înăuntru. Au, oh, oh, păi, porceți peste tot. Ce, ce drăguț. Chiar vă invităm. Ce frumos să menajăm. Wow, ce wow. Frumos. Vreți, vreți ceva de, de mâncare? De la peșteră la asta... Pentru niște persoane care nu știau să crafteze un topor. Sunt șocat, sincer, băieți. Exact. Ce s-a întâmplat, ia spuneți. Ce s-a întâmplat? Păi... nu știu, zilele trecute, eu n-am fost, cred că dormeam, nu știu ce făceam, dar ideea este că a fost o furtună foarte mare. Așa. Și a căzut un copac peste zona unde țineam noi mâncarea și a, avem nevoie bune, de mâncare. Avem da, avem nevoie de mâncare. Asta și vă oferim și noi ceva în schimb, dacă ne dați destul de multă mâncare. Avem nevoie de multă mâncare. Multă mâncare, cam... Cât înseamnă mult? Păi sunt cam 4 persoane, îți dai seama că au nevoie de... Asta înseamnă că și da. Reward-ul nostru va trebui să fie unul mare, nu? A trebuit să primim ceva, în schimb. Teoretic, Bluesman, Bluesman, vorbești! Ce, ce să vorbesc? Tu ai reward-ul! Ah, eu am, da, păi ideea e în felul Jesus. Următor. Avem nevoie de mai multă mâncare pentru că o să înțelegeți mai imediat puțin. Numai că ar că am trebuit să supraviețuim toți pe toți pe drum. Deci toți. Stai puțin, toți. Stai, dezvoltă. Care toți, care da, tot drumul. Trebuie să dezvolți puțin. Unde plecăm? Sau ce? Hai să... Care e drumul? Mă, uitați, băieți, ce fac. Am găsit. Wow. Nice. Ok. Păi, am o hartă. Mai loviți animalele. Și harta aia o să ne ducă undeva. Doar că unde nu știm unde. Când da, faza e că nu știm unde. Te referi la toți sau vă duce undeva? Ne ducem toți. Dacă ne dați mâncare, puteți să veniți cu noi și... Trebuie să discutăm. Unde, undeva? În primul rând. Nu știm nici noi unde. Atunci stați... Ah. De fapt, nu adică stați aici. Te urmărim ca pe Moise. Păi și unde unde ai găsit tu harta aia? Mamă, să moară. Da, bă, unde ați găsit voi harta aia? Ia ziceți. Ziceți, bă, unde ați găsit harta. Băi, da, ce ți-o vede aici? Unde ați găsit-o, băieți? Doamne. Eu zic să nu-i ascultăm, băieți, hai să plecăm. Trebuie să discutăm între noi, în primul rând, okay. Propunerea voastră și după. Dacă ok, discutați între voi și zona... noi... Ok. Cipri, vină. Cipri. Bă, vină o tră. Trece aici. Bine. Puneți-vă mâine la urechi și faceți la. Nu, merge mai încolo, la oi, că și așa că e gălăgie. Ni la oi. Înainte de toate. Da. Înainte de toate, voi vedeți vaca asta de aici? Da, am văzut și drăvașe. Ce zice, să mergem cu ei? E liderul celorlalte vaci. Părerea mea ar fi... Băi, eu sincer aș merge. Da, și eu cred că trebuie să păstrăm aparențele și să avem încredere în ei, ca să, adică putem ori. Ideea este că și da, în același timp să fim precauți. Momentan. Și Bluesman pleacă cu ei, iar noi dacă vrem să-l corupem să fie de partea noastră, va trebui să stăm lângă el. Și momentan suntem oricum mai echipați decât ei, adică, nu știu, nu mi se pare că ar prezenta un pericol dacă chiar okay. E. Ok, deci fiți atenți, nu le dăm toată mâncarea, le dăm ceva mâncare să aibă pe drum, dar mâncarea toată rămâne la noi, o să o luăm noi cu noi. Păi, le dăm ceva, dar o să mergem cu ei pe drum, deci va trebui să le dăm puțin. Exact. Și, după și dacă mai vor ceva, mai vin la noi. Exact. Da, păi noi vom gestiona mâncarea pentru că e a noastră. Să le dăm pur și simplu toată mâncarea. Când li se va face foame, le vom da să mănânce. Okay. Deci așa rămâne. Bluesman, ești prin copaci, prin ești. Au venit băieți. Așa. Cred că deci, poți să plec singur. Ia zi. Deci noi am luat hotărârea să mergem cu voi. Însă, vă vom da și mâncare, dar nu toată mâncare. Dacă veți mai avea nevoie, veți putea veni la noi și, în schimb, unor favori, vă mai dăm niște mâncare. Problema este un mic? Că nu știm cât noi de lung este călătoria. Noi vom asigura mâncarea pentru drum, însă atât. Oh. Doar okay, pentru ok. De, un, eu zic de unde că... știți cât de lung este drumul? Pentru că nu știm dacă ne mai întoarcem. În caz de ceva, putem să mai adăugăm și pe drum mâncare. Pentru că noi avem destul, asta e chestia. Da. De unde aveți așa de mult, așa doar de curiozitate, nu? Na, ultima dată nu prea v-am văzut. Rând, am găsit pe aici pe pădure niște vaci. Da, e o întrebare foarte bună de unde avem atâta mâncare. Că băiatul ăsta, dacă mi-amintesc eu bine, voia să-l mănânce pe Bluesman ultima dată. Nu te apropia care sabii și topor, bă nebunule.
De unde avem multă mâncare, no, băi? Sunt ok, sunt pașnic acum, da. Sunt cu stomacul plin. Și nu știu dacă ați văzut că noaptea vin niște creaturi verzi. Mamă, ce care încearcă să ne atace. Una dintre ele, de fapt nu una, mai multe, ne-au dat niște morcovi și niște cartofi, ne-au dropat. Deci... A, vorbiți de zombie, am înțeles. Exact. Da, da. Ok. Da. Nu, no, chestiile alea. Dar... Da, zombie. Păi, înseamnă că eu zic că suntem de acord. Zombie, că și el e verde. Oricum, nu. Știu că pare suspicios că voi v-ați pierdut mâncarea și noi am găsit mâncare, dar nu are nicio legătură una cu alta. Vă promit solemn. Așa, ca să te înțeleagă de la bun început. Uite, îmi dau și căciul la jos ca să vedeți că sunt un românesc, da? Mai bine o pus. Mamă, e blond. Mai bine o pui la loc. Ok. Ok, bun. Avem mâncare. Noi ar trebui avem să mâncare... puțin bagajul, să ne luăm și noi ce e mai important de aici, că nu știu dacă ne vom mai întoarce. Da, eu o să... Nu vă uitați la mine, bro. Ok, luați-vă chestiile și hai să plecăm, nu? Gen, în direcția unde zice Blushman. Ok, eu să... Puteți aștepta aici până mă duc acasă să-mi iau rămas bun de la animăluțele mele? Da, și eu mi-am rămas bun de la ele acum. Și tu să vii cu mine acasă să... Cum te cheamă? Cipri. Așa, să vii să ți iei panda-ul. Mă întorc repede. Da, am găsit un panda, băieți, în caz de vă întreb. Ați găsit un panda? Un panda destul de... Apropo, ați văzut vreun panda pe aici până acum? Da, nu, eu n-am văzut niciunul. Nu este un panda oarecare, noi am mai văzut panda. Și este un panda maro, este extrem de rar. E cel mai rar panda. Da, vă urez papagalii, băieți. Papagalii voștri fac sunete foarte dubioase. Sincer. A, da, da. Sincer să vă zic, m-am speriat de două ori. Cum ați reușit să construiți chestia asta? Gen, cum ați făcut asta? Cu multă dedicație și, nu știu, cu spor. Ce pot să zic? Furtuna aia e bine, e bine. Înseamnă că... Voi? Ce cu furtuna? Aici, pentru că suntem mai aproape de ocean, a fost un pic mai calm, adică vânturile bat altfel. Wow. Și... O căsut un copac, doi, dar cam atâta, da. Aș pare logic. Zice că a fost prielnică, adică a crescut recolta. Oricum, este foarte păcat că s-a întâmplat asta pentru voi în cazul ăsta, dar cine știe. Asta poate însemna o prietenie de acum încolo, bazată pe schimburi. Că dacă îi se mai face foame lui băiatul ăsta, o să murim. Papagal în fața mea, nu. Băi, nu era vorba că rămân un panda, de ce stăm în doi? Păi, fiecare cu panda. Unul e al lui și unul e al meu. Oh my god. Dani. Da. Plus tată și mamă. Alin, vrei să urci? Al meu e tată. Da. Ok. Let's go, boys. Ăsta mă are băiat. Stai. Unde e Xilena? Oh, accident. Xilenașul? Accident. Da. Ne luăm la întrecere? Xilenașul? Unde e Xilenașul? Oh, vine. Cred că-l văd. Am pierdut pe drum. Da, îl văd. Uite. Se lega la știre, cred că de-aia. Trebuie să le zic că eu știu drumul. Blue. Da, ar fi o idee. Xilenașul? Oh! Da. Haide. Poate cineva să mute bestia aia de acolo? Normal. Stai. Jesus. Nu-mi cap. Panda încă mă atacă. I-am dat și bambu și încă mă atacă. Gata. Așa. Stai. Hai. Aici. Mi se nu face te rău. Mai legat de săracu. Mi se tu face rău. Rog, oprește-te, oprește-te. Ești de trei ori cât el. Da, păi suntem toți? Cred că da. Suntem toți. Da. Sigur? Nu n-am uitat pe nimeni? Bă, o să luăm ăsta, noi intrăm în barcă. Off topic un pic. Nu. Păi sunteți deja doi, practic. Da, poți să le iei cu lidul, nu? Nu contează. Nu contează, le iei cu lidul. Da, mergem așa. Da, păi... așa. Ce pot să zic? Ultimul la destinație plătește masa. Pa, pa!